Când încep negocierile de aderare? Foarte bună întrebare, pentru că apare mereu, totul depinde la ce anume vă referiți. Noi, cum am zis eu mereu, noi deja suntem în procesul de negocieri. Procesul de negocieri este un continuu. El va dura până în momentul în care semnăm acel de tratat de aderare la Uniunea Europeană. Acest continuu pe care îl numim procesul de negociere are câteva etape. De obicei, procesul de negocieri începe cu prima conferință interguvernamentală pe care noi o așteptăm. Aceasta este încă nu a avut loc. Exact. Acesta este acest moment solemn, politic, prin care noi cumva ne setăm termenii de cooperare și de negociere cu statele membre. Numai după prima conferință interguvernamentală începe screening-ul. Pentru noi însă și pentru Ucraina, Comisia Europeană a fost foarte deschisă ca să începem acest screening înaintea primei conferințe interguvernamentale. Deci noi din luna februarie deja am început screening-ul explicativ și o să-l finalizăm pe 31 mai. Deci noi prima etapă din screening o să o avem finalizată înaintea ca să avem această primă conferință interguvernamentală. Și când avem această conferință? Noi foarte mult sperăm ca să aibă loc până la sfârșitul președinției belgiene, adică până la sfârșitul lunii iunie. Sperăm și mai curând, dar din cauza alegerilor pentru Parlamentul European, agenda la Bruxelles este foarte plină și la moment sperăm că după ce o să avem aceste alegeri, mai există câteva săptămâni, pentru că avem toată deschiderea președinției să organizeze această conferință. De ce trebuie să reușim până se încheie președinția Belgiei? De ce nu putem să facem asta? Sau care sunt rețelele de a face asta în momentul în care începe președinția Ungariei? Putem să facem și mai târziu, deci putem să avem această conferință și cred că dacă nu se va reuși până la sfârșitul lunii iunie, eu am fost recent la Budapesta și am discutat cu ministrul pentru afaceri externe Janos Boka din partea Ungariei, care la fel ne-a comunicat că este interesat chiar la începutul președinției ungare să organizeze această primă conferință dacă nu se va reuși în cadrul președinției belgiene. Însă, aici este un element important. Din partea noastră, statele membre ale Uniunii Europene așteaptă să vadă acele recomandări îndeplinite pentru care am raportat în luna martie, se mai așteaptă cel mai probabil încă o raportare în luna iunie. Vă referiți la cele 9 condiționalități față de Comisia Europeană? Exact. Din cele 9, noi deja am fost evaluați cu 6 fiind total îndeplinite. În luna martie, din nou, Comisia a raportat ca 2 fiind îndeplinite și mai avem ultima condiție, ce ține de reforma justiției, unde trebuie să arătăm progres semnificativ în reforma justiției. Și aici, din setul de măsuri care sunt cuprinse în această recomandare, au rămas 2 măsuri foarte importante. Procurorul general ales și? Și numirea judecătorilor la Curtea Supremă de Justiție. Nu uitați să vă abonați la canalul nostru de YouTube, Cutia Neagră cu Mariana Rață. Fiți acolo, urmăriți-ne ca să aflați primii despre cine sunt cei mai mari corupți din Republica Moldova și ca să urmăriți cele mai interesante investigații și emisiuni.